Salut! Bine, adică... Salut! Asta mi-a venit în minte să spun. Salut! Da, bine, asta nu mai contează. Ok, deci... o fac... Fac... al patrulea. Da, cred că al patrulea. Da, al patrulea. Episod de legende Războiul Stelelor la ora 2 și eu am zis după ora 4, dar acum a venit mami acasă și pot să filmez. Yay! Da, deci cam așa ceva, dar problema e că nu știu ce să fac. Nu prea mai am idei. N-am idei deloc, pentru că e prea scurtă seria asta! Prea... mi-a venit o idee! Oh my god! Nu, aici e decât official, dar să nu vă gândiți deloc, sau stau a multe, sau ceva, nu. Să mă știe planeta aia al Imperiului. Da, exact. Iar acum aș vrea să vorbim despre Maestrul Yoda. De ce de Maestrul Yoda? Pentru că are o poveste foarte interesantă. Deci, specia lui este dispărută. Deci nu se știe din ce specie e. Nimeni nu știe. Nici Lucasfilm. Nu știe din ce specie este. Adică, el a făcut. Și a vrut ca noi să nu știm din ce specie este Maestrul Yoda. Așa a vrut el. El. Legenda lui începe. Era el tânăr, n-avea o sabie laser și mergea. Așa cum îl vedeți cu aceste haine, numai că nu avea părul acesta, deci îl avea negru și o coadă, tot neagră. Și mergea, până când a văzut un maestru Jedi, primul maestru Jedi, care exersa și el acolo, pentru că apoi urma războiul cu imperialii și chestii. El s-a dus, stai unde e băzăibul, el s-a dus, pur și simplu s-a dus și a vrut să fie Jedi, pentru că nu avea ce să facă decât să se alăture de partea Imperiului și nu a vrut, pentru că el a trăit o perioadă de timp în sate și Imperiul și-a bătut joc de el, așa că a vrut să devină Jedi. Acel maestru l-a învățat, apoi după ce acel maestru era un șarpe, cu patru mâini. Și avea patru sabii laser. După ce a murit, celelalte sabii laser, Yoda le-a distrus. Oh my god, sper că nu s-a distrus ceva sau ceva gen. Așa, nimic. Așa, totul este bine. Așa, totul e bine. Le testez acum. Dacă s-a întâmplat ceva, lasă jet. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Deci, este bine. Este mic. Da. Exact. Așa, apoi sabia verde i-a venit lui. Și a devenit Maestrul Jedi. Yoda. Cel care știm acum. Iar... asta a fost povestea lui Yoda. Îmbătrânit fiind Jedi, câștigând primul război al rebelilor cu imperialii, apoi a venit Războiul Stelelor 1, episodul 1, Războiul Stelelor numărul 6, uitați-vă. Jedi, unde mă scrie 6 de ăla? Pe aici. Jedi. Dar este episodul 6, o să vă arăt. Nu. O să vă arăt că este episodul 6. Da.
Doamne, 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 zău dacă găsesc și eu ceva bun. Mai în jos, parcă. Scrie 6 pe el, nu. Ce găsesc eu bun, ce găsesc eu bun. Dar oricum ăla este episodul 6 pe... Bine, trebuie să mă credeți. Ce mai bine? Stai un pic să... Nu fiu... Ce-i asta? Bine. Sper să nu vedeți prostie. Uitați-vă ce prostie. E o prostie. Deci să nu credeți. Nu credeți, nici măcar tipul ăla cu colț nu există. Îți pune stărul. O fi ex... uitați aici! Tata! Stați așa. Tata! Bă, și apoi... La literele romane. Care e 6? Ce înseamnă 6? V și un I după 6. Da. După. Da, exact, v-am spus. Deci, uite, V și U. Deci, episodul 6. Eu dam... Deci, Luke Skywalker, știți că avea sabia albastră de la Obi-Wan Kenobi după ce a murit, că l-a murit Darth Vader. Așa, ea, Yoda, a murit și el și Luke... pierdându-și sabia laser pentru că i-a tăiat în mâna Darth Vader și și-a pus-o pe aia de metal. Și nu vorbim despre Anakin Skywalker, că el este Darth Vader, Anakin Skywalker e Darth Vader. Vorbim despre Luke Skywalker. Da? Adică el. Nu vorbim despre Anakin Skywalker, adică nu vorbim despre... Nu vorbim despre stai un pic. Și vorbim despre el. M-am povestit. Da, un pic. M-am povestit despre vestea lui Anakin Skywalker, radical lui Darth Vader. El moare, da? Și îi dă sabia laserului Luke. Și uite așa, Luke are sabia uitată. Da. Și atunci când mâna i-a fost tăiată, s-a dus în spațiu cosmic. Și a căzut fix cu mâna care s-a dus în apă. Iar sabia laserului i-a căzut pe pământ. Și a fost găsită de... era pe aici pe undeva poza, dar o să o găsesc. Pentru că știu că este pe aici. Uite. De ea. Da, de ce spun ea? Pentru că este fată. Ea este fată. Deci, acesta extraterestru e fată. Da? Ea, și ea a închis sabia la și era într-o cutiuță. Și Rey. Da. Sau Rey, da, Rey. Ea a luat-o. Dar mai întâi Finn, că el a venit sabia laser, dar de fapt ei i-a venit sabia laser și Finn are un pistol. Dar lui Rey nu i-a mai plăcut sabia laser, sau nu mai știu, dar eu doar atât știu. Dacă știți voi mai multe, spuneți-mi în comentarii. Nimeni nu mi-a dat un comentariu să-mi spună la ce oră și acum nu mai întreb pentru că când vine mami acasă, atunci filmez. Și gata.
Da. Exact. Ok, despre Stormtrooper aș mai vrea să mai vorbim. Deci Stormtrooper au fost odată clone. Hai să vă arăt și clonele. Clone. Clonele sunt acestea de aici. Astea sunt clonele. Și Palpatine, vi l-am mai arătat pe Palpatine. Palpatine, el se deghizase într-un om foarte politic la ei. Da, pentru că el s-a făcut singur. Când s-a lăsat piticul de Anakin Skywalker. Da, a venit el. Și era un foarte important al rebelilor. Spunea că vine din altă așa serie de rebeli și altă bază de rebeli. Stați un pic. Ok, și el a pus noaptea, când clonele de-abia se făceau, deci nu s-a făcut nicio clonă, un chip la fiecare. Și ce s-a întâmplat? Când era un război al clonelor, ultimul război al clonelor, adică în episodul 3 din Războiul Stelelor, când Anakin Skywalker a devenit Darth Vader și da, chestii bestii. Și uitați cum arată Anakin Skywalker mic. Ok. Știi, cine nu cunoaște cine nu cunoaște Spider-Man? Dar stați-mi pe cam, dau pe poza asta cu Stormtrooper. Da, stai să vă spun până la capăt. Și apoi, vă arăt. Deci, apoi a ordonat Ordinul 66 și au murit toți Jedi în afară de Obi-Wan Kenobi. De și pe Ahsoka Tano. Și pe stați așa. Că nu mai îmi amintesc cum o cheamă. Și pe Kanan. Și nu am omorât pe Kanan și grupul acela de rebeli. Dar Stormtrooperii din clone s-au transformat în Stormtrooper și uite așa s-a lansat Imperiul Galactic. Și o clonă Vemo. Ce altceva nu mai găseam eu decât o clonă Vemo. Da. Puteți să scrieți Spider-Man 3 și apoi vi-l arată pe Vemo acolo. Și aia era o clonă Vemo. Șmecher. Acum aș încerca pe PC pentru că nu mai e Luca aici. Adică bebelușul care plângea în video-ul trecut. Nu mai e. Nu l-ai stins, bă? Păi nu, mă, în filmarea. A, nu! Dar te și mergi cu ea pe jos? Da! Ca să nu se vadă casa în propriul zi. Aici e o chestie. Ce, așa merg normal? Suntem homo sapiens sapiens, măi. Papuci albaștri la asta, la știi apoi. Păi de ce nu-mi iei papuci pe albaștri? Eu și dar sunt mai ca lumea la albaștri. Ok. Mami? Ești David, mă? Da. De unde la mine? Mi-a trimis acum? Mi-a dat la grădii. David, ce rece? Acum mi-a trimis? Ce? Ce l-a zis? La grădii, când erai tu mic, de-ți avea la pătuț. Mami, faci altceva, faci ceva, tati, tu faci ceva. Eu am nevoie de cineva. Am nevoie de cineva să mă filmeze. Ok, atunci hai să încheiem aici filmarea, dragilor.
Azi... Băi, ce de filme poți jos ăla? Ce-o faci așa? Hai, mă rog. Păi... Hai, bine, bine, gata. Oamenii ăștia... Cum îi crește așa, iai? V-am filmat pe jos. Prin parchet ca să nu veniți toată casa. O să vă fac și un tur al casei. Și acum vă spun pa, pa!